Începând de astăzi, nu-i niciun secret, avem decorul, avem cuvintele celor care au vorbit încă dinainte. Intrăm în poate cea mai frumoasă săptămână a anului, cel puțin una dintre cele mai frumoase, săptămâna mulțumirii, și aș dori din toată inima să fim mulțumitori atât lui Dumnezeu cât și unii altora. Uităm de multe ori să ne spunem cuvinte frumoase și astea valorează foarte mult și aș vrea să nu uităm, mai ales în săptămâna aceasta, să ne spunem cuvinte frumoase, cuvinte de mulțumire, pentru că la un moment dat am fost ajutați de cineva și dacă îi dăm un telefon, cred că e un lucru extraordinar. Am citit câteva articole în ultimele zile, texte, meditații pe această temă și am sumarizat câteva rânduri, așa ca un gând pentru acest moment. Trist, dar începem să ne pierdem arta de a fi mulțumitori. Prea adesea trecem prin viață cu mentalitatea celui care consideră că are dreptul de a primi totul de la viață și ajungem până în punctul în care nu mai știm să spunem mulțumesc. Nu mai simțim nevoia să spunem mulțumesc deoarece credem că ni se cuvine tot ce ne dorim în viață. Ce trist! Și aș putea să dau foarte multe exemple aici, dar am ales unul, poate ciudat, poate pentru că în Arizona nu ni se potrivește chiar așa de mult, este chestia cu ploaia. N-ați auzit oameni care cumva își doresc să se oprească ploaia, să nu mai plouă, pentru că ei nu pot să ajungă unde trebuie. Am ajuns să nu mai apreciem ploaia privind-o mai degrabă ca pe o inconveniență care ne împiedică să mergem unde ne dorim. Ne gândim oare că fără ploaie plantele nu mai cresc, animalele nu mai au ce mânca și noi la fel. Dacă rezervoarele de apă s-ar seca, ne-am prăpădi cu toții. Și gândim așa pentru că ne-am prea obișnuit să ne gândim doar la noi. O, dacă am deprinde din nou arta de a fi mulțumitori și zic că Dumnezeu să ne ajute să fim mulțumitori și Lui și, așa cum am zis anterior, și semenilor. În această dimineață vom adăuga o altă întrebare la șirul celor la care am meditat până acum. Vă amintiți ce să fac cu Iisus, unde ești Adame și ce faci tu aici, Ilie? A fost ultima dintre întrebări. În această dimineață vom medita puțin la întrebarea: cine ziceți voi că sunt eu? O întrebare pusă, desigur, de Domnul Iisus și citesc din Matei 16. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Când întâlnim un copil mic, îi punem adesea întrebarea: cum te cheamă, al cui ești, nu? Sau alte întrebări banale: pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata? Ce vrei să te faci când vei fi mare? Și par întrebări banale, dar nu știm în fața noastră ce, eu știu, medic ilustru, ce briliant om de afaceri sau ce profesor dedicat sau ce meseriaș bun, ce gospodină extraordinară, ce mamă extraordinară avem. Și întrebările acestea sunt într-un fel întrebări referitoare la identitate. Întrebăm pe acel copil lucruri referitoare la el. Astfel de întrebări cu privire la Domnul Iisus s-au pus și au fost puse cu privire la identitatea lui, cu privire la ceea ce este și ceea ce face. El a stârnit multă controversă chiar de la începutul activității lui. La un moment dat, contrariați de începuturile acestei activități, consătenii lui întreabă: nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fiul lui Iacov, al lui Iose, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simeon? Nu sunt surorile lui aici printre noi? Și erau ușor tulburați. Vreau să precizez un lucru foarte important de la început.
Domnul Iisus nu îi întreabă pe ucenici cine zic oamenii că sunt eu sau cine ziceți voi că sunt eu, căutând validarea lor sau făcând un sondaj de opinie să vadă dacă are popularitate. Nu, el nu este în criză de identitate, nu are nicio nesiguranță, nu are nicio așteptare, nicio aprobare, validare. El știe prea bine cine este. Ascultați ce zice Ioan în Evanghelia pe care o scrie el, participant direct la scena pe care o voi cita, Ioan 13. Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Pentru că știa cine este, pentru că știa că vine de la Tatăl și se duce înapoi la Tatăl, a făcut acest gest josnic din punctul de vedere al culturilor, să spele picioarele altora. Iisus pune această întrebare pentru ucenici. El vrea să-i testeze pe ei, să testeze credința lor, vrea să vadă ce au ei de spus, în ce ape se scaldă. Dar cine este Iisus pentru noi? Este o întrebare legitimă pe care trebuie să ne-o punem. Înainte de crucificare, Iisus stă de vorbă mai pendelete cu ucenicii lui și Ioan redă o altă scenă, într-un mod foarte cald, aș zice. Și fragmentul la care voi face referire este menționat în Ioan 14. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu doar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Iisus știa foarte bine cine este, dar îi testează pe ucenici întrebându-i cine ziceți că sunt eu, cine ziceți voi că sunt eu, pentru că era foarte greu. Nu știu dacă, imaginați-vă pentru un moment că am fi unul dintre contemporanii Domnului Iisus. Nu știu, sunt aici surorile Boșneac de la Păuliș. Dacă într-o bună zi cineva din sat se pretinde a fi nu știu ce, nu-ți vine să crezi un contemporan, un copil al unui vecin, nu-ți vine să crezi că e Fiul lui Dumnezeu, că El s-a coborât. A fost greu pentru contemporanii lui să creadă cine este El cu adevărat. Da, Iisus pune această întrebare pentru ucenici și pentru noi, pentru ucenicii de astăzi. Cine ziceți voi că sunt eu? Avem noi imaginea corectă cu privire la Iisus? Filip Iansi, un autor creștin a multor cărți de valoare, scrie la un moment dat o carte pe care o intitulează șocant, Jesus I Never Knew. El care era un învățător într-una din bisericile mari din Chicago. Noi ni l-am portretizat pe Iisus în inimile noastre așa cum ne-a ajutat imaginația citind Biblia de la școala duminicală, din predici, din din filmele despre viața lui Iisus pe care le-am văzut, din toate informațiile acestea ne-am creat, am portretizat un Iisus în mintea noastră. Dar Iansi face un lucru extraordinar și nu degeaba această carte a fost cea mai vândută dintre toate ale lui. El ne propune să ne luăm timp și să vedem dacă Iisus pe care îl avem noi în mintea noastră este de fapt Iisus cel adevărat, cel pe care Biblia vrea să ne facă să-L înțelegem. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri.
Înțelegem de aici că avem nevoie de revelație divină, avem nevoie de descoperire, avem nevoie de Duhul Sfânt care să ne ilumineze, să ne acest adevăr. Și foarte frumos teologul american Walter Wink a spus atât de adevărat la un moment dat: dacă Iisus nu ar fi existat, nu am fi fost niciodată capabil să-L inventăm. Absolut nu. Pentru că El este deasupra oricărei imaginații. Cine zic oamenii de astăzi că este Iisus? Un mit? O legendă? Nu? Colegii de facultate, colegii de școală, colegii de muncă, vecinii. Povești frumoase pentru copii sau pentru cei needucați și creduli. Poate un personaj istoric pentru unii, poate un profet pentru musulmani. Dar cine este Iisus pentru tine? Poți să spui din toată inima, ca Petru: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu? Sau măcar ca și Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. În istorie despre Iisus s-au scris și de bine și de rău. Și nu-i de mirare, pentru că Domnul Iisus, într-un mod foarte provocator, într-un text extrem, extrem de controversat, zice în Matei 10: Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Și vorbește cum credința va fi un factor care va despărți până și pe cei dragi din sânul aceleași familii. El este tot același care a spus în Ioan 14 ucenicilor, aleșilor lui de data asta: Vă las pacea mea, vă dau pacea mea și nu vă dau cum vă dă lumea, ca să nu fi se tulbure inima și nici să nu se înspăimânte. Unul dintre portretizările foarte cunoscute pe media este făcut de Lyle C. Rawlings III în 2008 și acum circulă, am văzut, pe scară largă. Poate este și unul dintre cele mai frumoase. Și sună cam așa portretizarea aceasta lui Iisus: cel mai mare om din întreaga istorie, Iisus, nu a avut servitori și se spunea stăpân, nu a avut diplome și totuși se spunea învățător, n-a avut medicamente și totuși se spunea vindecător, n-a avut armată și totuși împărații lumii se temeau de el, n-a purtat niciun război și totuși a cucerit lumea, n-a trăit în vreun castel și totuși a fost numit domn, nu a condus lumea și totuși a fost numit rege, nu a comis nicio crimă și totuși a fost crucificat, a fost pus într-un mormânt și totuși trăiește, preamărit să fie numele lui. O definiție plină de paradoxuri. Oamenii l-au văzut în istorie în fel și chip, dar nu uita. Nu uita, la sfârșit pentru tine nu contează decât dacă tu ai răspuns corect și nu de pe buze, ci din adâncul inimii la întrebarea: cine zici tu că sunt eu? Când Dumnezeu te întreabă pe tine: cine zici tu că sunt eu? Și aș vrea ca răspunsul să fie răspunsul unui om care poate să spună: acesta este Iisus pe care eu l-am cunoscut. Domnul să ne ajute. Amin. Amin.